consumul de alcool, care începe de obicei cu o nevinovată bere nealcoolică, pe care o consum cu ceilalți, mai jucați una alta acolo, și apoi mai târziu începe robia. Începe robia care distruge vieți, efectiv. Și foarte mulți sunt prinși în așa ceva. Foarte mulți vor să scape de așa ceva. Sunt comunități unde se fac conferințe de tineri și foarte mulți tineri vin plângând și spun n-am știut că se ajunge aici. Când eram ca voi, așa, m-au luat niște prieteni de-ai mei. M-au luat și mi-au spus, hai să jucăm ceva. Și la un moment dat am jucat noi acolo, șeptic, că nu știu ce jucam noi, așa, pe nevinovate. Și la un moment dat, oamenii aceștia mi-au dat să beau niște bere. De curiozitate am dorit să gust așa niște bere. Avantajul meu a fost că nu mi-a plăcut. Dar din natura mea, din momentul ăla când nu mi-a plăcut, eu m-am hotărât, îmi ridic zidul ăsta, indiferent ce va fi, eu niciodată nu voi mai pune în gura mea de la bere încolo.